Românii care nu lucrează pot beneficia de asigurare de sănătate, dar trebuie să plătească o sumă fixă către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. După ce au achitat, au parte de aceleași drepturi ca un muncitor cu contract de muncă. Inclusiv persoanele care muncesc, dar au un contract de colaborare, pot opta pentru această variantă. În 2024, salariul minim luat în calcul pentru plata contribuțiilor este de 3.300 de lei, chiar dacă s-a mărit de la 1 iulie 2024 se ia în calcul valoarea mai mică. Conform datelor transmise de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și de ANAF, românii care au sau nu au venituri declarate, dar nu au contract de muncă, au de dat 1980 de lei pe an. Nu este o obligație, ci o opțiune pe care o are fiecare, acest lucru permițându-i să aibă acces la anumite servicii medicale gratuite. Există calitatea de coasigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Aceștia sunt soțul, soția și părinții fără venituri proprii aflați în întreținerea unei persoane asigurate. De asemenea, copiii și tinerii până la vârsta de 26 de ani care sunt studenți sunt asigurați automat de stat, la fel și pensionarii. Contribuția se achită la ANAF.